și cacofonia. Unii vorbitori, pentru a evita o cacofonie, intercalează cuvântul virgulă între cele două elemente discordante ale enunțului, rezultând formulări de felul. Greșit! Am fost angajat ca, virgulă, conducător de grup. Cred că, virgulă, colegul nostru nu are dreptate. Corect! Am fost angajat ca sau în calitate de conducător. Cred că, în acest sens, colegul nostru nu are dreptate. Explicație. Obiectivul unei exprimări corecte și fluente este atins mai ușor în scris, când enunțul este elaborat în condiții generoase. Emițătorul are mai mult timp de gândire, poate consulta dicționare, poate rescrie mesajul. În exprimarea orală există unele dezavantaje, printre care și posibilitatea redusă de reformulare a ideilor expuse. De aici și intenția vorbitorilor de a atenua senzația cacofonică de disarmonie, care apare la întâlnirea a două cuvinte, conținând silabele cu, ca, co, că și altele. Dar oare separarea acestor cuvinte cu ajutorul lexemului virgulă este o modalitate potrivită? Virgula este, conform dicționarului explicativ al limbii române, un semn de punctuație, care delimitează grafic unele propoziții în cadrul frazei și unele părți de propoziție în cadrul propoziției. Fiind deci un semn grafic, ea se întrebuințează exclusiv în scris, iar prezența ei este marcată oral doar printr-o mică pauză. El e Ștefan Rădulescu în lucrarea Vorbiți și scrieți corect, Teora 1999, comentează expresiile de tipul celor menționate astfel. Deoarece virgula desparte, în scris, părțile unei propoziții sau ale unei fraze, este contraindicat să o introducem între două cuvinte care nu au calitatea de a fi, ambele, părți de propoziție. De regulă, de același fel. Pagina 27. În exemplele citate, primul termen este, de obicei, conjuncția că sau prepoziția ca, instrumente gramaticale, fără funcție sintactică. După acestea, sau după adică, fonetica, fiind contraindicat să se pună virgulă, deci să se și rostească, pentru că termenul următor nu poate fi izolat de cel precedent. Cacofonia poate fi evitată pe alte căi decât pronunțarea cuvântului virgulă între două elemente nearmonioase sau neeufonice. Prima este o pauză strategică de atenuare. Mă ocup de fonetica comparată. Și a doua, intercalarea eventuală a unui cuvânt sau a unei expresii de umplutură. Cred că, în acest sens, colegul nostru nu are dreptate. Se admite și reformularea enunțului. Am fost angajat ca, în calitate de conducător. În exprimarea orală, asemenea ezitări sunt absolut normale. Așadar, în scris, cacofoniile pot fi ușor evitate, prin mai multe modalități. În exprimarea orală, acestea sunt tolerate sau pot fi prevenite prin pauze sau prin intercalarea unor cuvinte de umplutură. Nici în scris, nici în vorbire nu se va recurge, însă, în asemenea situații, la virgulă. Sunt Natalia Rotar și v-am prezentat o tabletă de cultivare a limbii române pregătită de doctorul habilitat Inga Druță. Acest proiect este realizat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului României, Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.